bucurăm și de mâncarea asta care arată senzațional. Arată Patricia, și vii aici să ne explici puțin, că văd că... Aici avem biscuite, sunt gata. Au fost foarte ușor de făcut. Expoziția de mâlăci. Vorbim imediat și de expoziția asta frumoasă. Vreau să ne referim la tavă. Și acum așa. Așa, am pus carne. Empanada, ce? Am discutat de dimineață. Empanada mâine gata. Coca, că e foarte simplă. Așa. Unte faina apa. Și apoi punem un pic de carne, așa, așa, așa. Așa. Și cu ardeiul gras și cu parmezan, te-am văzut, am tras cu ochiul. Da. Ia uite ce bine arată. Dar mai avem aici un șef în devenire. Ce se mai îți deschizi restaurant, am auzit. Da, direct, da. M-a inspirat dimineața asta să omleta de schimbare în cariera mea. Omleta arată senzațional. Cei de acasă nu știu că a mai fost o variantă, a fost before and after. Da. Lasă să nu știe cei de acasă. Nu spunem adevărul, nu? Dar noi vrem să știm adevărul despre tine. Cum arată o zi din viața ta, o zi din viața unui artist? Mă trezesc, fac omletă până seara. La ce oră? Mare atenție, la ce oră? Că noi suntem fierți, mai nou să aflăm orele oamenilor. Hai să ghicim. Eu cred că un artist se trezește la ora 1. La ora 1? După amiază. A fost o vreme când mă trezeam la ora 1, deci n-o să te mint. Dar acum mă trezesc foarte dimineața, la 9 sunt sus. Deci la 3 emisiunea. La 10 fac omletă. Așa. La 11 mănânc. Eu atunci mă pun să dorm. Cățelușa. Și pe ușă la studio. Perfect. Și petreci toată ziua la studio, mă gândesc. Aproximativ, da. Până seara. E grea viața unui artist în perioada asta? Te întreb pe tine pentru că piesele tale se aud la radio non-stop și poți cumva să sfătuiești tinerele talente. În perioada asta, viața unui artist e mult mai ușoară decât în perioada ce tocmai a trecut, asta în mod clar. Nu știu ce sfat să-i dau eu unui tânăr care vrea să se apuce de muzică. Poți să-i dau eu, te rog? Te rog. Muncește! Unde e cazul? Exact ce am vrut și eu să zic, da. Munceți! Chachos! Muncitos! De dimineață până la dimineață! Nu, chiar asta cred că a fost munca, în primul rând, și faptul că nu m-a descurajat niciun refuz. Și trebuie să știe cei care se apucă de muzică, probabil în industria asta a muzicii, primești probabil cele mai multe refuzuri. În fiecare zi ești refuzat. Și totuși, cum faci să te motivezi și să continui? Acum e diferit la fiecare. Cred că aici se cerne treaba. Cine are o intuiție care de caracter și poate rezista. Și o intuiție, da, că el trebuie să facă asta în continuare, știi? Și să nu se lase descurajat de un refuz. Familia joacă un rol important? În mod clar. Dacă ai oameni suportiv lângă tine, în mod clar ajută. Și eu am avut noroc de treaba asta. Și pe lângă familie, prietenii, anturajul. Exact, și familia din studio, că până la urmă devine a doua ta acasă, studioul. Încă un sfat, să se străduiască să fie cei mai proști din cameră întotdeauna. Să învețe din jur. Întotdeauna să fie cei mai proști din cameră. Când se simt cei mai deștepți într-o cameră, să schimbe camera urgent. Că nu e bine, o să stagneze mult. E un sfat foarte bun. Cum am simțit eu astăzi cel mai prost din cameră la gătit, așa să facă și ei și să se ducă în cele mai inconfortabile. Da, cel mai bun din cameră la următorul nostru joculeț, așa că vă invit în față. Florian, Viviana, George, vă rog. Eu am o singură întrebare. Acesta e jocul meu preferat. Am voie să-l joc din tot sufletul. Da, ți-am adus două pupite. Mulțumesc. Care e al meu? Să ai pe ce să apeși. Eu vreau verde. Aici. Pot verde? Poți, unde vrei tu. Și pentru că mai există un pupitru, că na, nu ne-a numărat nimeni, că suntem doar trei. Patrizione! Da? Vino cu acest timpul să joci. E timpul să joci? Nu e adevărat. E, dacă eu îți spun, te rog mult de tot, ai un buton. Să le punem tocuri. E, lasă și tocuri, stai liniștită. Atenție, dragul meu Florian, acest concurs a avut un nume la început, el s-a transformat, se numește Concursul Viviane. Da. De ce? Pentru că nu o să apuci să respiri și am... O să apese pe indiferent că știe sau nu răspuns. Eu ascult foarte multă muzică. Niciun invitat până în acest moment radio. N-a reușit să câștige la noi, okay. Indiferent de domeniul din care activează. Că a asta fost cântăreț, actor, culegător, desculegător, orice. Deci nu e presiune pe mine, că n-a câștigat nimeni oricum. Nimeni niciodată. Imaginează-ți că un singur om a câștigat la un moment dat, George Burcea,
iubitul ei. De ce mi-ai spus? Pentru că l-a și lăsat. L-ai lăsat tu. Ea îi sufla piesele și el a apăsat buton. Vrei să te las? Nu știu, dar eu am presimțirea că se va discuta foarte bine. El face exact ce obișnuit acasă. Îi suflă în ureche și el apasă buton. Înțelegi? Bun. Atenție! Prima piesă. Ce se întâmplă? Eu își citesc un vers, vă citesc un vers, iar voi, dacă ghiciți cum se numește piesa și cine cântă piesa, trebuie să apăsați butonul. Fii atent. Acum e posibil el să le fi scris, știi? Că multe piese de pe radio sunt scrise de Florian. E posibil să nu le recunosc după vers. Hai să vedem. De atâta primăvară. Salcâmii. Au nebunit salcâmii. Yo! Tudor Gheorghe! Sau Spike. Bine, Tudor Gheorghe, dar Spike Radio. Doamnelor și domnilor, un punct pentru Florian Rus. Așa că iată toată echipa. Poate i aplauda în momentul ăsta toată echipa. Da. În sfârșit. Mulțumesc frumos. Un prim punct pierdut de Viviana. Incredibil. Mergem mai departe. Am început. Nu te-am lăsat. Totul se întoarce asupra ta. Măi. Totul se întoarce asupra ta. Poți fugi, dar nu te poți asculta. Păi și tu ce mai apeși? Trebuie să știi titlul, nu? Trebuie să știi titlul. Poți fugi, dar nu te poți asculta. Delia. Udi. Delia cu Udi. Nu mai, am bătut Delia cu Udi. Și cum se cheamă? Una a zis Delia și una a zis Udi. Eu zic. Delia și Udi ipotecat. Ipotecat, da. Ipotecat. Titlul merge la George, dacă asta este piesa, pentru că n-are voie nimeni să vorbească după ce apasă buton. Merge mai departe. Gata. Ai ajutat pe concurență. Nu mă pierd eu cu firea. A? Cu doamna? Nu, cu firea. Așa. Nu mă pierd eu cu firea. Am ignorat nesimțirea. Smiley? Piesa? Sau Smiley? Mă pierd eu că am ignorat nesimțirea. Oarecare. Smiley, oarecare? Nu. No. Nu, dar mai poți încerca. Hai, revenind. O să vă dau primul vers. Nu mă doare iubirea, nu mă pierd eu cu firea, am ignorat nesimțirea și mă doare... Hai că la stia asta, hai. Hai mă, Florian, am așa un blocaj. Vreți să vă citesc toată piesa? Da. Nu că vă citesc toată piesa. Nu mă doare chitara, nu mă doare vioara, nici iarna, nici vara. Mă doare la bas. Marius Moga cu Smiley, mă doare la bas. Incredibil, cu shift. Marius Moga cu shift, incredibil. Eu la astea greșesc, astea care sunt foarte aproape de casă. Câte? Deci, Florian, un punct? Da, un punct și 0 de mai departe. Fii atent. Hai, Poverna, concentrează-te. Da, eu acum, zic eu. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă? A? Mă? E sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă? Sofisticată. Nu. Nu. E sofisticată, cum se numește piesa și nu cântă. Tu nu vezi cum se îmbracă. Asta aștept versul. Sofie. Și și da, și Maximilian. Bravo! Sofisticată, Viviana, ce are astăzi? Ori le place, adică ori le apreciază. Îl apreciez foarte mult pe Florian, sincer. Adică acum, dacă vrei să aflați adevărata părere. Hai, cântați toți cu noi! Da, ai plecat fără... Astăzi este joi. Este, da. Hai, cântați, hai, toți, cântați noi. Toți cu noi! Sunt dificili, nu? Astăzi? Da. Mai zici ceva.
Hai, cântați toți! Toți cu noi! Nu, aia era ceva. Dragostea! Cred că ai stricat butonul, așa, da? Am crezut că e o muscă pe buton sau ceva, n-am înțeles. Hai, cântați toți cu noi! Ce frumoasă, dragostea! Lai, 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 foarte mult de chestia asta, fără să ne spui ce e. Nu știu, stai. Chitara mea! Chitara mea, dar nu știu cine cântă. Chitara mea? Chitara mea? Cine cântă piesa? Hai, cântați, da-da-da, chitara sau vioara mea? Știi că eu când piesele mai ieși, schimb versurile. Un invitatul nou nu trebuia așa. Nu știu, nu știu, eu... Să cântăm chitara mea, piesă cântată de... A, deci foarte rău, dacă... Da-i dovinare, așa. Hai cu piesa, n-a luat nimeni punctul! Ne-am făcut de râs. Îți dă pe vremea dumneavoastră. Total. Atenție! Salcâmii și banca. A, asta l-a stig. Frunzele și iarba. Bine, cabrone! Care pluteam și pluteam și pluteam. Concentrați-te, vedi că... Două puncte! Nu sunt generic structurat să spun așa ceva. Nu sunt generic structurat. Taxi! Excepțional! Excepțional! Atenție! Două puncte Florian, două puncte George, un singur punct Viviana. Lupta se dă între Florian și George. Hai, da, ai auzit că poți să fii și baraj. Aoleu. Bine, poate să câștige și restul. Cum fac de vreau să mă feresc? Tot la tine mă gândesc. Cum Ștefan vreau? Bănică? Ștefan Bănic? Cum m-am ajuns să te... Incredibil! Campania să avem doar George Tănase a reușit. Bravo. Cupa rămâne acasă. Bravo. Floriane, felicitări cu mai voi cel mai aproape. Stimați respectatori, luăm o scurtă pauză, strângem ce e în platou și ne pregătim pentru o cântare live, live 100% alături de Florian Rus. Revenim imediat, rămâneți cu noi. Și băiatul chitara, microfonul și cum am ajuns să... Ah, nu asta cântă el, azi cântă altceva. Dragii noștri, am revenit la dimineața cu noi după scurta pauză de publicitate. Florian Rus, așa cum v-am spus, s-a așezat pe un scaun și a luat chitara în brațe și a pus microfonul pentru a cânta live în fața gurii, nu? Că așa se, altfel nu se poate. Corect. Ce în mintea ta în momentul în care alegi să cânti într-o emisiune live? Așa, poveri, nimic. Că e cel mai onest lucru posibil și că sper să nu uit niște versuri. Asta. Asta e în mintea mea. Asta. Partea mea de vină este piesa pe care ne vei cânta exact. La această dimineață. Ai vreo vină pentru ceea ce urmează în viața ta în perioada următoare, adică concerte, păi, evenimente? Sunt principal vinovat. Unde avem evenimente? E totalitatea mea de vină. Corect. Unde avem evenimente? Cred că primul e undeva în județul Bihor, avem la Târnăveni, avem la Cristian în următoarea perioadă. Deci ai foarte multă treabă. Avem ceva treabă, mai merge niște treabă, dar bravo. E cât putem duce și e bine. E de bine, pe la mare bănesc că ajungi și pe la mare. Ajung și pe la mare, nu cu cântări deocamdată, dar o să ajung să mă bag și eu în apă. Într-un concediu, mini concediu. Să folosim și noi zilele de concediu și de relaxare, pentru că avem nevoie. Relaxare. Doamne și domnilor, noi ne revedem mâine dimineață de la ora 7, așa cum v-am obișnuit. Florian Rus ne va cânta live 100% în această dimineață partea lui de vină, că partea mea am să vă povestesc mâine de la ora 7. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, să aveți o zi senzațională și de mâine începe weekendul. Nu? Da. Da. Florian Rus. Haideți.